Administrația locală rădăuțeană a demarat o serie de lucrări pentru refacerea zonelor afectate de inundațiile de la finele săptămânii trecute. Șeful executivului rădăuțean a verificat marți 14 iulie în teren stadiul lucrărilor. Suntem pe strada Jalcăului, ca urmare a ploilor torențiale care au avut loc, au fost niște probleme prin diferite zone și am început să facem șanțurile, evident ce a făcut un podeț și lucrăm la șanțuri în momentul de față ca să nu mai avem probleme deosebite în caz de ploi mai abundente. Să intre în case, în curs la oameni, să intre apa. Deci asta este problema în momentul de față, prioritară pentru noi.